ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Așa cum v-am obișnuit, vă voi prezenta în cadrul acestei declarații de presă rezultatele obținute de efectivele MAI în ultima săptămână în cadrul acțiunilor pentru prevenirea și combaterea infracționalității. Dar înainte, îl voi invita pe domnul secretar de stat, chestor șef de poliție Bogdan Despescu, să vă prezinte principalele acțiuni ale structurilor MAI desfășurate în sezonul estival al acestui an și rezultatele obținute. Vă rog. Bună ziua! Vă mulțumesc și eu că ați dat curs invitației. Am considerat că este de interes pentru toți cetățenii și, bineînțeles, de datoria noastră să vă facem cunoscute rezultatele structurilor Ministerului Afacerilor Interne pe timpul sezonului estival, mai ales în contextul pandemiei. Așa cum am anunțat și la începutul sezonului estival, am acționat în baza Planului General de Măsuri pentru asigurarea ordinii publice la nivelul întregii țări. Plan aprobat de Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela. Pentru ca cetățenii să fie în siguranță, au acționat în medie zilnic peste 24.000 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră, piloți, precum și polițiști locali. Efectivele au fost organizate pentru a asigura o prezență activă, la vedere, în stradă, astfel încât să fim mereu la datorie pentru dumneavoastră. În medie fiind prezente în teren aproximativ 5.000 de patrule pe zi. În acest sezon estival, angajații Ministerului Afacerilor Interne au intervenit în sprijinul cetățenilor la peste 395.000 de sesizări, au depistat 1.235 de urmăriți și au prins în flagrant peste 13.000 de autori de infracțiuni. Vreau să subliniez faptul că în acest sezon estival, infracționalitatea a scăzut comparativ cu perioada similară din anul trecut cu peste 9%. Pe cele mai aglomerate drumuri naționale și autostrăzi au fost prezenți zilnic peste 1.600 de polițiști rutieri care au acționat pentru fluidizarea circulației și prevenirea accidentelor rutiere grave. Au fost reținute 51.000 de permise de conducere și aproximativ 18.000 de certificate de înmatriculare. Acțiunile polițiștilor rutieri au contribuit la creșterea siguranței pe drumurile publice, fiind constatată o scădere cu peste 18% a numărului de accidente rutiere grave. Peste 3.600 de polițiști de frontieră au asigurat zilnic supravegherea, monitorizarea și controlul frontierei de stat, depistând peste 6.300 de persoane care încercau să intre ilegal în România și au aplicat 2.200 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei. La rândul lor, efectivele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au desfășurat peste 100.000 de intervenții în sprijinul cetățenilor care se aflau în diferite situații de risc. În scop preventiv, inspectorii din cadrul IGSU au efectuat 8.000 de controle, dintre care 1.340 la unitățile de turism și 1.355 la restaurante, cluburi și terase. Au fost aplicate peste 4.600 de sancțiuni în valoare de aproximativ 8 milioane de lei. Având în vedere numărul mare de cetățeni prezenți pe litoral, au fost luate măsuri suplimentare pentru protejarea acestora și prevenirea faptelor antisociale. Fiind detașați în județul Constanța, peste 1.000 de polițiști și cadre IGSU. În acest sezon estival, au fost operaționalizate 24 de puncte de lucru pentru asigurarea intervențiilor prompte la situațiile de urgență. Așa cum știți, împreună cu celelalte instituții, am acordat o atenție deosebită acțiunilor de verificare a respectării măsurilor pentru limitarea răspândirii COVID. La finalul sezonului estival, ne-am fi dorit să anunțăm că nu a fost cazul să dăm amenzi. Dar au fost persoane și agenții economici care nu au înțeles să respecte aceste reguli menite să protejeze sănătatea tuturor. În total, pe toată perioada sezonului estival,
la nivelul întregii țări au fost verificate aproape 2,4 milioane de persoane și peste 274.000 de operatori economici. Mulțumim celor care au respectat legea, dar trebuie să conștientizăm că urmează o perioadă în care putem spune că vom da un nou examen al responsabilității. Începe școala, vin alegerile și este necesar să fim mult mai atenți și să ne protejăm sănătatea mult mai bine. Înainte de a încheia, doresc să mulțumesc în numele conducerii Ministerului Afacerilor Interne tuturor angajaților pentru că și-au făcut datoria cu profesionalism și implicare în condiții dificile, fiind expuși unui risc suplimentar în toată această perioadă. Vă mulțumim! În ceea ce privește combaterea criminalității grave și organizate, în intervalul 40 septembrie, polițiștii au desfășurat 24 de acțiuni operative de amploare, în cadrul cărora au fost efectuate 108 percheziții domiciliare pentru destructurarea grupărilor infracționale, în dosare privind săvârșirea unor fapte grave, precum spălare de bani, proxenetism, trafic de droguri, trafic de persoane, trafic de minori sau furt calificat. În urma acestor activități, față de 149 de persoane au fost dispuse măsuri preventive. 40 de persoane au fost arestate preventiv și 57 au fost reținute. Iar față de alte 54 de persoane s-a dispus măsura arestului la domiciliu sau plasarea sub control judiciar. În plus, au fost dispuse măsuri asiguratorii în valoare de aproape 3 milioane de lei. În ultima săptămână au fost prinși în flagrant 995 de autori de infracțiuni și au fost depistate 82 de persoane urmărite național sau internațional. În total, în ultimele 7 zile, 115 persoane au fost arestate și 283 reținute. În ceea ce privește faptele contravenționale, efectivele MAI au constatat peste 67.000 de contravenții, aplicând sancțiuni în valoare de aproape 25 de milioane de lei. De asemenea, au luat măsura confiscării pentru bunuri în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Toate aceste rezultate se datorează colaborării foarte bune dintre structurile MAI, precum și cooperării cu alte instituții, inclusiv cu parteneri externi. Pentru exemplificare, vă reamintesc de cazul de cooperare judiciară româno-britanică pentru destructurarea unei grupări de trafic de persoane și minori. Polițiștii specializați în combaterea traficului de persoane din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT au investigat activitatea grupării infracționale, formate din 28 de persoane, în perioada octombrie 2018-septembrie 2020. În această săptămână s-a acționat simultan pe teritoriul României și al Marii Britanii, fiind efectuate 23 de percheziții domiciliare în județele Ilfov, Călăraș și Caraș-Severin și 9 percheziții pe teritoriul Marii Britanii. Documentarea activității infracționale, precum și cooperarea polițienească și judiciară internațională, au fost efectuate cu sprijinul Europol, Eurojust și al biroului atașatului de afaceri interne al MAI, din cadrul Ambasadei României la Londra. Un alt exemplu al bunei colaborări cu partenerii externi este cazul de destructurare de către polițiștii români și belgieni a unei grupări infracționale specializate în furturi din locuințe. Membrii grupului infracțional sunt cercetați pentru comiterea a peste 100 de furturi din locuințe de pe teritoriul Belgiei în decurs de 4 ani. Prejudiciul total este de aproximativ 500.000 de euro. La începutul anului acesta, polițiștii belgieni care investigau cazurile de furt au început cooperarea polițienească internațională cu polițiștii români. Iar în această săptămână, în județul Buzău, a fost organizată o acțiune în cadrul căreia polițiști din IPJ Buzău, cu sprijinul ofițerilor Direcției de Investigații Criminale a IGPR și cu participarea a doi polițiști din Belgia, împreună cu procurorul DIICOT, au efectuat 11 percheziții domiciliare. Au fost recuperate bunuri furate, acestea fiind deja trimise în Belgia. Investigațiile comune continuă, desfășurându-se activități de urmărire penală în cadrul cooperării judiciare internaționale sub coordonarea DIICOT. Tot în această săptămână, polițiștii ai serviciilor de investigații criminale din cadrul Poliției Capitalei, polițiile sectorului 2 și 6, au efectuat 14 percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Ilfov, în două cauze penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de grup organizat și furt calificat. În cauză sunt vizate 14 persoane, bănuite că ar fi săvârșit mai multe infracțiuni de furt din locuințe, prejudiciul cauzat fiind de peste 20.000 de euro. Pe lângă activitățile pentru prevenirea și combaterea infracționalității, structurile MAI au continuat în această săptămână
și acțiunile pentru verificarea respectării măsurilor de protecție sanitară. În ultimele 7 zile au fost verificate aproximativ 160.000 de persoane și 20.000 de operatori economici, aplicându-se peste 9.000 de sancțiuni contravenționale. Cele mai multe sancțiuni aplicate au fost pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, pentru participarea la sau organizarea de activități în spațiul public sau privat închis, pentru care au fost instituite interdicții și restricții, ori pentru nerespectarea regulilor de amenajare a spațiilor în anumite obiective economice, precum terase, săli de sport sau centre comerciale. Vă mulțumim pentru atenție!